ziua și bine ați venit la 360 de grade. Astăzi vom vorbi despre coincidențe mai mult sau mai puțin bizare din viața noastră. Vom vedea dacă anumite lucruri pot fi luate drept mesaj. Alături de noi în platou se află domnul Raico Kuzmanovici, instructor metoda autocontrol. Bună ziua și bine ați venit la noi în emisiune. Cu drag, domnul Dan Lungu, terapeut. Bună ziua și bine ați venit. Și domnul Cristian Pompei, redactor șef Lumea Misterelor. Bună ziua. Bine, ne-am regăsit. Oamenii au multe îndoieli, unele dintre ele sunt legate de aceste coincidențe. Coincidențe care uneori ne urmăresc pretutindeni și nu știu cum să și le explice. Bizare sau nu, aceste coincidențe există cu adevărat. Ce se întâmplă? De ce apar anumite persoane în viața noastră la anumite momente și numai la anumite momente, fie când suntem foarte bucuroși, fie când suntem foarte triști? Uneori chiar apar având un ușor aer prevestitor. De ce ajungem în anumite locuri numai în anumite momente și așa mai departe? Eu privesc lucrurile din perspectiva mea ca psiholog. Mă gândesc că aceste coincidențe sunt definite oarecum destul de vag cu acest termen. Pentru că prin coincidență ar trebui să înțelegem un eveniment care se petrece cu totul și cu totul aleator, fără niciun fel de control sau intervenție. În cazul nostru, ținând cont de multiplele exemple de coincidențe, constatăm că numărul evenimentelor care compun așa zisele coincidențe este foarte mare. Și atunci nu mai putem rămâne în zona aceasta a lucrurilor foarte vagi, cu totul aleatorii, cu totul necontrolat. Pare mai degrabă că avem de-a face cu un destin, o cale, ceva, un număr de evenimente undeva, care... Adică ceva care este supervizat de undeva. Exact. Acele evenimente compun un întreg. Sunt așezate într-o ordine și într-o legătură care dau impresia unei... unui demers logic, dar și a unui foarte bine controlat, foarte bine organizat. Că sunt foarte multe lucruri care sunt logice și se petrec aleator, nu? Exact. Cad frunzele. Dar logica există acolo, nu. Aici lucrurile nu țin doar de aspectul ăsta. Aici lucrurile se înlănțuiesc într-un sistem. Într-un sistem pe care e greu să-l explicăm decât dacă acceptăm că determinarea nu este doar de natura obiectivismului cunoscut de noi. Exact. Ci și una transcendentă, transpersonală în anumite cazuri. Mă gândeam acum la, președinți care au avut nenumărate elemente de coincidență cu oameni obișnuiți. Sigur că da, lucrul ăsta n-a schimbat nici istoria, nici n-a însemnat o intervenție în destinul omenirii. Dar în sine este un exemplu că ceva este dincolo de aleator. Deci nu este numai o coincidență. Aici noi avem două tabere, practic. De fapt, despre asta vom discuta. Tabăra oamenilor care spun: nu cumva credeți că dacă pe data de am întâlnit aceeași persoană în mod repetitiv, an de-a rândul, și mi s-a și întâmplat în mod repetitiv cam același tip de eveniment, înseamnă ceva? Și tabăra celor care vin și spun: nu e adevărat, e o coincidență. Haideți să vedem concret ce explicații putem avea și ce exemple putem da ca să înțelegem de fapt cam despre ce este vorba. Dat fiind faptul că universul în totalitatea lui, după cum spunea și domnul Lungu, are o logică, este puțin probabil să fie numai vorba despre o coincidență, ca și când lucrurile sunt scăpate de sub control și e doar o coincidență. Aceste coincidențe, vedeți, din băncile de date pe care noi le încercăm să le formăm, apar sub cifre, sub forma unor cifre, și o să dau imediat un exemplu, sau sub formă de entități de sine sătătoare. Și aici nu mă refer la spirite sau... Da. Și voi da imediat exemplu ca să fiu foarte bine înțeles. Am primit una dintre scrisori a unui domn. A observat la un moment dat că este urmărit
între ghilimele, bineînțeles, de cifra 7. Bineînțeles, sunt, să nu înțelegem că această cifră, știm că e o cifră magică, nu intrăm în numerologie, că da, nu-i cazul. Dar, întâmplător, domnia sa de cifra 7. Dar ce însemna că este urmărit de cifra? Imediat, voi spune. Suma datelor de naștere de cifra 7. Domnia sa este balanță. Balanța este al șaptelea semn. Și îmi permis să iau puțin această scrisoare. Scrisoarea este originală, deci nu este... certificatul de naștere, suma cifrelor de cifra 7. A rămas, a locuit în domnia sa din Iași, a locuit la 7 adrese. Locuința de domiciliu în prezent are la poartă cifra 7. Așa, ce mai avem interesant? Numărul chitanței, că trebuie la un moment dat ne ducem toți la undeva, locului de veci, cifra 7. A intrat la serviciu la 16 ani. 7. A fost vânzător timp de 7 ani. A ieșit ofițer la pensie după 34 de ani. 7. Lăsând la o parte aceste câteva coincidențe, nu avem timpul să le citesc pe toate. Deci este clar că și-a și urmărit oarecum această... A urmărit pentru că el a observat la un moment dat că punând cifra 7 sau suma 34, de exemplu, sau 28 cifre care marchează cifra 7, la loto a câștigat. Și întâmplător a câștigat o sumă care adunată, suma exactă mi-a trimis-o aici, 5.646.292 de lei vechi, suma a făcut-o 7. E un lucru, poate să fie coincidență, poate să fie bun, și care ar fi explicația atunci? Ce se întâmplă? Care ar fi, avem coincidențe, întotdeauna când evenimentul este de fapt repetitiv, el ne strânește curiozitatea. Pentru că apare sub forma aceasta de coincidență și atunci încercăm să căutăm un sens. Din experiența personală pot să spun că în momentul în care sunt niște evenimente repetitive, care la început le poți defini sub forma de coincidențe, de fapt ele la un moment dat au o semnificație, nu întâmplător, sunt repetitive. Acum depinde și de situație. Aici, ca și cifră, e clar că este o cifră care lui este benefică și este cifra lui. Dar eu cred că aceste situații sunt trimise și cu un scop. Deci nu cred că întâmplător un om se află sub incidența unei cifre sau unui aspect. Sau dacă o persoană, cum vorbeam la începutul emisiunii, apare în viața ta în mod repetat la anumite evenimente, mai ales dacă este sub forma unui mesager bun și întâlnește acea persoană numai când urmează un eveniment plăcut, nu cred că lucrurile acestea sunt întâmplătoare. Haideți să vedem ce exemple mai avem în zona aceasta și dacă ați observat că, într-adevăr, era o legătură între persoană și s-a dovedit că persoanele acestea se întâlneau și își purtau noroc una alteia și așa mai departe. Am luat cifra 7, știind că e cifra magică, dar nu numai sub acest aspect al cifrei 7. Voi da imediat încă două exemple extrem de interesante. O doamnă mi-a scris o mică scrisorică și spune așa: nu știu ce am, dar sunt parcă urmărită de cifra 22. Și mi-a dat un exemplu. La 22 de ani s-a căsătorit. La casa are 22. Unde merge? La teatru, la cinema? Stă nu pe există locul numărul 22. Acum, iarăși, este greu dacă această cifră este dintr-un anumit punct de vedere benefică. Este interesant că nu i s-a întâmplat nici domnului din Iași, nu i s-a întâmplat nimic rău. Deci n-a avut accident. Au fost lucruri pur și simplu din viață. Pentru că cadrul militar a lipsit din Iași 7 ani, a fost detașat la Slobozia. Deci nu s-au întâmplat pe data de 7 sau în jurul cifrei 7 sau cifrei 22 lucruri rele. Trebuie să spun că există și partea cealaltă. O doamnă. Adică partea mai neplăcută a coincidențelor. Mai neplăcută, pentru că aceste coincidențe sunt, să le spunem, benefice, dacă ne putem exprima așa. În momentul când visează, pe data de 26 spre 27, își visează mama, și e un lucru foarte interesant, mama domniei sale este decedată, dar visează o dată la 6 luni sau o dată la un an. Îi moare cineva apropiat. Cum a visat pe data de 26 spre 27, i-a murit fratele. După 6 luni, a visat tot 26 spre 27, i-a murit soțul. Deci e ca un fel de înștiințare de data asta. Exact. Aici ne confruntăm de cu totul altceva. Este o coincidență sau un mesaj de dincolo? Ce este? Îl vom întreba pe Dan. Lucrurile sunt total diferite în cazul acestor exemple.
chestia cu cifrele e un lucru interesant și asta îmi amintește cândva, eram puști, apărea un celebru matematician, Moisil, avea o emisiune la televizor și la un moment dat, vorbindu-se despre piramide, despre distanța de la Pământ la Soare, relații, raporturi, și asta el spune așa: dacă m-ați închide în pivnița hotelului, castelului Bran, aș putea găsi nenumărate coincidențe între locul acela și raportul între Pământ, Soare, Lună și ce vreți. Visele sunt un capitol cu totul și cu totul special. Visul, prin natura sa, ne transpune într-o zonă transcendentală, transpersonală. Într-o zonă în care conștientul nu mai controlează, sau dacă vreți, controlează extrem de puțin, exact, evenimentele din vis. De multe ori aceste evenimente sunt iraționale, sunt ilogice, dar pot avea un impact emoțional special. Sigur, aș putea specula și pe o altă direcție. Dom'le, practic, mintea noastră poate proiecta evenimentele. Putem crea evenimente cu ajutorul minții. Adică, practic, subconștientul care știe se tot practică. Și-a creat, da, singur acest scenariu că moare cineva, exact, și în condiții lua speciale, forma unei persoane moarte. Asta ar putea fi o teorie. Putea chiar să proiecteze, dacă vreți, la limita, da, exagerării, moartea acelei persoane. Să determine lucrul ăsta. Am spus la limita, de acord, da, la limita exagerării. Problema este că persoana este o persoană simplă. Deci nu este o persoană, să-i spunem, inițiată, care a făcut niște cursuri. Pur și simplu, ea nu poate să-și proiecteze, din punctul meu de vedere, nu poate să-și proiecteze moartea fratelui. Domnule ferește, știe că urmează o moarte, dar nu știe cine. De acord. Aici eu vreau doar că era o limită a exagerării, tocmai ca să înțelegem până unde poate merge mintea umană. Făceam motocross. Într-o noapte am visat că plouă mărunt, intru cu motocicleta într-o curbă, încep să derapez, sunt aruncat peste șanț și am văzut cum mă apropii de iarba și mă rostogolesc. M-am trezit dimineață, n-am dat importanță, m-am dus la școală, eram la liceu, am venit acasă, mi-am scos motocicleta, trăiam într-o zonă de munte, am intrat pe un drum forestier, am urcat vreo 14-15 km, după care m-am întors. A început o ploaie măruntă. Am intrat exact în curba pe care am visat-o și pe care o știam de ani de zile, nu era, dar o visasem în noaptea respectivă. Am început să derapez, am prins marginea taluzul șanțului și am fost aruncat exact ca în vis. Abia când m-am ridicat și am stat puțin așa să mă reculeg, mi-am dat seama că am trăit evenimentul de două ori, că-l visasem. Dar, repet, nu știu câtă coincidență e, câtă predestinare, câtă accesare a informației dintr-un cred anumit câmp. Mai mult accesarea informației. Exact. De asta spun, adică sunt atâtea variante, vedeți? Putem accesa involuntar, chiar și aceste întâmplări. Așa se și explică acele vise premonitorii. Da. Desigur. Diferența este că avem multe exemple ca și coincidențe. Exemplele sunt mult prea multe. Aș vrea să discutăm o clipă, chiar vreau să vă rog să ne dați acel exemplu care ne descrie o altă variantă a coincidențelor, ceea ce vi s-a întâmplat și vi se întâmplă frecvent la cursuri. Da. Ideea este că coincidențe, în primul rând, sunt evenimente. Asta este clar. Da. Acum dau acest exemplu tocmai ca să să vedem cum putem să definim acest eveniment. Întotdeauna la curs mi se întâmplă, în decursul celor două zile, ca cel puțin o persoană sau două să vină la mine și să uite cu uimire la mine. Și unii mă întreabă, dar de unde ați știut? Și întreb, ce să știu? Păi parcă vorbeați de mine, v-ați și uitat la mine când vorbeați despre un anumit subiect. Ce coincidență! Și ei o trăiesc ca pe o coincidență. Eu nu o trăiesc ca pe o coincidență, pentru că știu că asta se va întâmpla la fiecare curs, dintr-un motiv personal care înseamnă, de fapt, de fiecare dată când mă pregătesc pentru un curs,
mă setez, între ghilimele spus, mă programez în așa fel încât să fiu receptiv la necesitățile celorlalți, în așa fel încât să înțeleagă ceea ce spun. Iar asta înseamnă să vorbesc pe limba lor. Și uneori vorbesc prin exemple care, de cele mai multe ori, oamenilor li se întâmplă tocmai în clipa aceea în viața lor. Deci, atât ceea ce lor mi se pare o coincidență, este ceva perfect explicabil. Susține exact ce spuneam despre gând. Exact. Proiecția gând, vezi, logic. Se setează și pregătește mentalul pentru un anumit eveniment. Să mai luăm un exemplu care iarăși vorbește despre o, spune, coincidență incredibilă, despre acea tânără, acest accident recent de pe vasul de croazieră eșuat, cea care este nepoata unei victime de pe Titanic și care a scăpat în mod miraculos în urma acestui accident. Chiar se spune că era acea melodie a lui Celine Dion, care este cântată în filmul Titanic, în momentul în care a avut loc naufragiul. Aici, despre ce este vorba? Tot un eveniment. Tot un eveniment, deci clar este, bine, ceva concret. Ce s-a întâmplat cu acest vas de croazieră, nu dar putem compara cu Titanic. Dar chiar să fie acea melodie în momentul în care poate a naufragiat... Pur și simplu, poate să fie pur și simplu o întâmplare, nu o coincidență. Poate să fie o întâmplare, pentru că legat de acest vas, de Titanic, se leagă mai multe. Dacă analizăm acest aspect, pe lângă acest aspect putem să subliniem încă unul. Ambii capitanii erau cu gândul în altă parte. Și capitanul Titanicului a sfidat absolut tot. Și acest capitan, nu sunt eu în măsură să judec, dar și nu cred că este o coincidență. Sunt niște evenimente, poate din slăbiciunea omului. Și cred că anumite evenimente legate de coincidențe majore ar trebui să le analizăm cu puțină atenție. De ce? Pentru că și acest domn și exemplele care le-au dat dânsii țin, pot să fie niște mesaje, nu semne. Poate să fie niște mesaje. Acest cifra 7, mama în cazul, ce a visat dânsul cu motocicleta, poate să fie niște evenimente care poate să ne schimbe nouă viața. Sunt niște, cum să spun, niște mesaje pe care noi ar trebui să le deșifrăm. Și îmi pare foarte bine că suntem trei persoane de structuri diferite. De ce? Pentru că acest eveniment ar trebui studiat și din punct de vedere al pur și simplu al evenimentului în sine, din punct de vedere psihologic. Sau al unui fenomen. Sunt foarte multe coincidențe de acest gen care pot fi puse la granița cu ghinionul sau chiar cu blestemul. Se vorbește despre un șir de coincidențe în cazul mașinii lui James Dean, care se știe că a murit într-un accident de mașină și ulterior mașina pe oriunde ajungea în garaj, a omorât un mecanic, a omorât și doctorul care a cumpărat un motor de la mașină, la fel a murit. Se pare că au fost un lung șir de accidente provocate de acea mașină după accidentul lui James Dean. Sau, iarăși, blestemul lui Superman. Actorii care au jucat în acest rol, rolul lui Superman, toți au avut destine tragice. Și nu numai unul, deci au fost trei. Aici, iarăși, aici deja o luăm în zona morbidă. Intrăm pe altceva. Deja coincidențele. Dacă vorbim de blesteme, deja registrul se schimbă. Dar coincidențe în cadrul ghinioanelor. Am să vă spun ceva despre blesteme, pentru ca să lămurim oarecum. Dar întâi vreau neapărat să-mi răspundeți la întrebare. Poate fi o coincidență faptul că toți actorii sau majoritatea actorilor din acest rol, deci, au avut destine clar tragice. O coincidență, că nu avem cum să o numim altfel. Nu poate fi un ghinion? Nu. Ghinionul de regulă nu implică atâtea etape de coincidență. Adică ghinionul ți se întâmplă, ai alunecat, ți-ai rupt un picior. Ghinion. Aici lucrurile sunt mai complicate și dacă vorbim de blesteme și putem în cazurile acestea să luăm în considerație aspectul ăsta. În tehnicile mentale, mai ales hipnotizatorii, cei care au urmat astfel de cursuri și o pregătire de genul acesta, pot încărca anumite obiecte cu un anumit tip de energie. De exemplu, un fotoliu poate fi, să zicem, încărcat cu o energie astfel încât primul care intră și se așează să înceapă să aibă o stare de relaxare până la somn. La fel pot fi încărcate obiecte personale, bijuterii și multe altele. La fel pot fi trasate mental. Un anumit șir de evenimente oarecum neprecizat cu claritate, dar ca energie extrem de structurat, de bine structurat. Și astea se numesc blesteme.
Dar, conform acestei explicații, mașina putea fi încărcată negativ în urma acelui eveniment și, practic, propria ei încărcătură negativă. Da. Momentul morții lui James Dean, momentul în clipa în care mentalul lui a generat un câmp atât de intens asupra obiectului, încât acesta a păstrat acea încărcare. Șocant. Sigur. Și ne-am mai discutat într-una din emisiuni locurile sau obiectele care au participat, între ghilimele, la evenimente șocante și voi da un exemplu. Au amprentă. Bijuteriile. Și descărcare energetică este majoră. Exact, este majoră. Și aici aș vrea să dau un exemplu extrem și se poate verifica. Mergând, eu îi pun blestemul, îi pun ghilimele până îl verificăm, pentru că nu pot să spun că este blestem sau este o energie amagazinată de-a lungul timpului. Dar bine, în acest caz acum al lui Superman, n-am auzit nimeni să fie blestemat, să zicând ăla blestemat filmul Superman și... Nu, dar aici poate fi și o explicație spirituală și anume faptul că ideea în sine de Superman poate este greșită, poate până la urmă nu este bine să ne sau credem actorul Superman. În clipa da, care a avut acel accident neplăcut. Nu e chiar, deci se inoculează ideea de om care poate să fie atât de puternic, să zboare până la cer și poate ideea în sine nu este. Acum facem niște speculații, sigur. Exact. Eu aș da un exemplu. Exemplu, pentru că lucrurile astea nu se întâmplă, ne discutăm acum de niște lucruri petrecute în ultimii ani, să spun. Există o zonă arhicunoscută, bine, există mai multe, dar una arhicunoscută cu puternice blesteme, încă o dată cu ghilimele. Este vorba despre zona insulei unde se află mănăstirea Znagov. Da. Se pare că aici și aici va fi poate o posibilă explicație. Săpăturile arheologice avute în ultimii ani au descoperit foarte multe, în afară de faptul că au fost epoca bronzului neolitic, nu intrăm în detalii, toate scheletele care au fost găsite decapitate. Deci nu au fost morții respectiv, nu au murit de moarte bună, pentru că un om decapitat nu moare de moarte bună. Ce s-a întâmplat dacă luăm istoria de la construcția acestei mănăstiri, marea majoritatea oamenilor și a dregătorilor au murit, fie decapitați, fie înecați, în apele Znagovului. Vreau să dau, pentru că toată lumea a auzit de mănăstirea Curtea de Argeș. Da. Știm povestea, la mănăstirea Curtea de Argeș și după ultimile studii, se pare că au lucrat 38 de meșteri, în frunte cu meșterul Manole. Meșter Manole care, pe scurt, a fost lăsat pe turlă ca să moară, a încercat să coboare și a murit. Acești 38 de meșteri au participat la construcția mănăstirii Znagov. Toți 38 au murit. Mai încoace, dacă mergem mai încoace, nu voi da nume de dregători, pentru că poate lumea nu înțelege. Nu știu, nu auzi de ei. Cei care... Gheorghe Iudeș, de exemplu, cu foarte puțin înainte de a muri de cancer galopan, și știm foarte bine ce a provocat cancerul, a vrut să dărâme mănăstirea Znagov. Antim Ivireanu a avut tiparnița acolo. La Znagov i s-a ars tiparnița și n-a ținut cont. Și toți meșterii cu care lucrau tiparnița au murit. Ultima personalitate care a avut să schimbe destinația mănăstirii a avut Ceaușescu și la foarte puțin timp, la un an de zile, a fost împușcat. Și aici, nu știu dacă mai mergem pe ideea de coincidențe. Divin. Este singura mănăstire care a fost, și oare de ce, a fost propusă, știm, să nu fie secularizată. Puțină lume știe treaba, dar de ce Znagov? Și de ce nu, știu eu, Ciolanu? Sau, sunt niște lucruri. Și aici nu cred că intrăm pe domeniul coincidențelor. Cred că aici intrăm nu pe este vorba de mod sigur. Deși par coincidențe. Aspectele acestea nu intră sub incidența coincidențelor. Mai degrabă țin de aceste tipuri de energii. Exact. Înmagazinate într-o structură, indiferent care, că e mașină, că... De exemplu, deci în cazul filmului, niște reguli ale universului, ca să nu mai puțin așa. Să terminăm explicația cu mănăstirea. Probabil că aici s-au încălcat niște reguli ale universului foarte bine stabilite și cum universul nu-și permite să se abată de la legile lui, a trebuit să pedepsească. Sună urât să pedepsească, dar a trebuit să corijeze niște oameni care își permiteau să agreseze această zonă sfântă, respectiv bisericile. Deci aici eu cred că este un mesaj divin și nici de cum
o coincidență. Păi și o coincidență este un mesaj și dacă ajungem la un anumit... De fapt, după cum am stabilit, coincidențele nu prea există. Bine, dar trebuie să-i dăm un termen. Nimic este întâmplător, în primul rând. Doar că ideea este dacă ajungem să avem o explicație plauzibilă și acceptabilă sau pentru noi sau nu. Avem profesori la facultate, ne plac, de-abia așteptăm cursul. Și eu așteptam un lucru foarte interesant. Îmi plăcea. De ce? Pentru că profesorul respectiv rezona cu noi. Aș vrea să te rog să ne mai amintești. Cu toate că era cel mai sever. Ai dat acest exemplu și în cadrul emisiunii trecute. Nu mi-aduc foarte clar aminte despre ce cifre despre era un bilet. Un bilet. Dar era ceva tot cu cifra 7. Și cu cifra 7 și cu 13. Aveam la facultate un curs, profesorul era cu totul și cu totul antipatic, din felul de a fi. Deci tot vibrațional și energetic, tot acolo ajungeam. Avea bilete numerotate de la 1 până la... Dar aveau o boală. Avea biletul 13, 13 bis și 13 bis, bis, bis. E, cel sau cea care trăgea aceste bilete nu lua niciodată examenul. Dar niciodată. Deci aici deja nu mai era corect. Nu. Avea el niște problemele lui. Bun. În afară că subiectul era practic imposibil. Am tras biletul 13. El avea o stare de agitație, avea un zâmbet total. Gata, l-am prins. Bun, după 13, fiecare bilet avea 3 subiecte, e foarte important. N-am știut decât primul subiect și mi-a zis, bun, mai îți dau o șansă că eram în... trage următorul bilet, am dat 13 bis. N-am reușit să-i fac decât al treilea subiect. Și mi-a zis, văd că știi ceva, hai că-ți mai dau încă o șansă. Și am tras următorul bilet, 13 bis, bis. Și a zis, ești primul să sperăm student că nu erau toate biletele nu, numai nu, cu 13. Nu, erau 13, 13 bis și 13 bis, bis. Și ai tras, ați tras 13 bis și 13 din toate biletele. Deci, așa. Și mi-a zis, ești primul student al meu care a tras aceste 3 bilete. Consecutiv. Îți dau examenul, dar nu-ți dau mai mult de 5, dar mai trage un bilet. Și am tras biletul 7. Deci, nu știu, până la urmă, 13 s-a demonstrat a fi un număr norocos. Da, nu, 13 pentru mine e un număr norocos. Dar ideea este, a fost coincidență? A fost întâmplare? N-avem din 50 de bilete... Sau a fost un mesaj, că trebuie învățat mai mult. Nu, cred că a fost un mesaj nu atât pentru mine, era imposibil să înveți. Erau 62 de cursuri de termodinamică. Cine a făcut termodinamică poate să înțeleagă ce înseamnă. E imposibil să înveți 32 să le știi. Da. Toate formulele erau imposibil. Izobare. Dar probabil a fost, eu atunci am tradus, că a fost un mesaj pentru el, nu pentru mine. Ce mesaj a fost? Era prea dur și cerea lucruri aproape imposibile pentru un student. Eu sunt de acord să înceară cineva asemenea lucruri la un master. Deci undeva unde am ajuns să ajung ceva. Da, când ești în anul 2 de facultate, nu poți să ceri imposibil unui student. E părerea mea. Și cred că a fost un mesaj pentru el. Cert este că în anii care au urmat, ne-au spus colegii că cam înmuiat omul. Deci oarecum s-a schimbat. Nu din cauza mea. Probabil au fost și alte coincidențe care l-au marcat și... Mesaje. Mesaje, să da. Nu mai mesaj, mesaj. Sunt lucruri și... cum să spun, am dat și alt exemplu tot într-o emisiune. La un moment dat, mergi pe o stradă și vezi că înaintea ta nu poți să te duci, că e blocată de diverse. Taie cineva firele sau taie copacul sau... E, tu încerci să te duci și vezi că cu mintea, mintea îți merge puțin mai departe și vezi că este posibil să ai un accident. Tu dacă forțezi nota și mergi și a doua oară, și a treia oară, și a cincea oară, tot îți crede un ghiveci în cap. Mai am o întrebare. Mai există o situație, tot o variantă care poate fi considerată coincidență, dar iarăși, sigur, are și asta o explicație științifică și o explicație logică, de fapt. Sunt acele persoane sau acele persoane care vin în viața noastră și ne pun un anumit soi de întrebări. Întrebări care aparent par ne la locul lor. Spre exemplu, o persoană, să spunem, care este singură. Vine cineva și îți spune, te-ai căsătorit? Persoana nici pe departe nu s-a căsătorit și n-a cunoscut chiar pe nimeni, poate e chiar singură. Sunt fapte relatate de către cunoștință. Urmând însă, în viitorul apropiat, să se căsătorească. Sau, ți-ai cumpărat cumva o cămașă, să zicem. Persoana nici de cum nu și-a cumpărat o cămașă, dar întrebarea a venit oarecum în întâmpinarea unui eveniment care oricum urmează să se întâmple. Aici ce explicații avem? Deci oameni care vin din exteriorul nostru ne pun o întrebare aparent nu are nicio legătură sau cum ar veni cineva acum și ne-a întrebat plecați la munte? Nu, nici de cum. Dar peste o oră să vină cineva să spune trebuie să plecăm la munte. Da, informația călătoresc există. În viitor aceste persoane sau este tot informația așa un mesaj? În acest univers există.
Deci tot explicația undeva... că informația există undeva în univers. Da, clar. Și de fapt există toate evenimentele, hai să-i spun așa, după anumite teorii, există și toate variantele posibile. Adică acum puteam să răspund eu sau nu, răspundea altcineva. Deci există, această emisiune există în foarte multe infinite variante ale ei. Și prin deciziile noastre definim care va fi varianta cea care se va emite în sâmbătă dimineață, când are loc această emisiune. Același lucru se întâmplă și în viața de zi cu zi, fie prin vise premonitorii, unde primești informația că ai toate șansele să aibă loc un accident cu motocicleta sau diverse evenimente. Același lucru la copii. Dacă urmărești copii, o să vezi că au această deschidere și de foarte multe ori îți aruncă informații care vin, între ghilimele spus, din viitor. De fapt, din viitorul cel mai probabil. Da, ei accesează mai ușor viitorul. Și accesează mai ușor informația care este dominantă și care are cel mai mari șanse să se și materializeze. Avem aici un exemplu, doi băieți gemeni, vieți gemene, practic au murit la interval de câteva ore în același loc, cu totul, adică neavând nicio legătură unul cu altul în acel moment. Un accident de mașină sau de motociclet. Bine, intrăm tot pe o pantă interesantă, pentru că gemenii, în mod deosebit gemenii, au o relație aparte, unul cu celălalt. Bine, poate să fie întâmplare, poate să fie coincidență, pentru că și eu la rândul meu cunosc gemeni, unul din ei nu mai este și unul trăiește. Poate să fie o întâmplare, pur și simplu. Poate să fie o... Ne-am mai discutat la un moment dat. Poate să fie din altă viață o viață neterminată a unuia dintre ei. Și fiecare dintre noi, în momentul când ni se termină acel motorel, trecem în altă dimensiune, mă feresc să spun moarte, că moartea de fapt e o transformare, de fapt e o moartea corpului, nu a spiritului. Și ar fi avut o logică faptul că au murit în același loc, este la interval posibil, de câteva ori? Poate să fie pur și simplu o întâmplare. Poate să fie o întâmplare. Deci trebuie analizat... Eu credeam că am stabilit că nu există întâmplări și coincidențe. Nu putem stabili nimic. Nu putem face convenții cu caracter de generalizare. Exact. Putem conveni noi aici patru că suntem de acord. Nu, răspunsurile nu se pot găsi unidirecțional. Gemenii, ca o relație aparte, păi da, e normal. Se nasc oarecum în același moment. Beneficiază de o educație comună. O receptează la același nivel de înțelegere. Pe când frații, de exemplu, chiar cu un an diferență, deja o receptează la alte și nivel. Și atunci e firesc. Faptul că au murit în același loc, poate fi destin, cum bine spunea. Poate fi coincidență. La o statistică, dacă am vrea statistic să susținem lucrul ăsta, am constatat că la numărul de gemeni din lumea asta, ei sunt probabil singurii care au pățit chestia asta și atunci o pot lua ca pe o coincidență. Dar la fel de bine poate fi gândită și ca un destin comun și pot fi găsite și nenumărate alte explicații. Vis-a-vis de lucrurile acestea, mi-aminteam un exemplu de coincidență, să-l punem așa, ca generic. Eram undeva la Politehnică și eu am stat la internat și jucam cărți cu colegii de cameră. După câteva ore de joc, am luat o mică pauză, un amic bătea cărțile. Nu știu de ce mi-a venit să-i spun, băi, eu trage orice carte și eu îți ghicesc cartea. Am spus prostia asta uriașă, nici eu nu credeam în ea. Trage la o carte, o ghicesc, mai opt la rând. După care arunca cărțile pe masă, probabil că dacă mai trăgeam, mai ghiceam. A fost singura dată în viață, am încercat de nenumărate ori. Niciodată, nici măcar una. Ei, vedeți, lucrurile pot fi foarte ciudate. Aceste coincidențe pot fi generate chiar de mintea noastră. A fost un moment de și intuiție. Eram relaxat, eram într-o stare foarte bună. Erați foarte pe aceeași lungime de undă cu persoana. Cei care joacă table și dau cu zarul și au nevoie de 5, 4, 6, ceva acolo. Și se colie și pac, vin zarurile alea. Ai zice, bă, ce noroc are! Ce noroc are! Oare nu cumva putem proiecta într-o oarecare măsură niște evenimente minore, sigur că da, fără un impact extraordinar, dar nu cumva mintea noastră poate participa la crearea evenimentelor? Cu siguranță.
Și atunci, participă. Revenind la blesteme, pentru că era o direcție foarte interesantă care poate fi confundată cu coincidența sau cu orice am spune noi altfel. Acolo proiecția minții poate să bată pe generații întregi. Există blestem pentru 7 generații. Există această formulă, da. Este așa. Și nu trebuie, nu trebuie educat într-o școală, într-un curs de inițiere. Nu. Sunt oameni nativi care nativ au această capacitate. Tot la capitolul coincidențe, iarăși am stabilit că e doar un termen așa pentru a denumi acest tip de evenimente, obiectele care ajung la destinație, și o să vă dau imediat un exemplu concret întâmplat unei prietene, după ani de zile, i-a dăruit cuiva un obiect foarte vechi și după ani de zile, întrebându-se, este fapt real, întâmplat acum 2 săptămâni, o prietenă îmi povestea acest lucru și mi-a arătat obiectul, o cutie foarte veche, antică, frumoasă. Și ce, măi, mă întrebam ce s-o mai fi întâmplat cu obiectul ăla, pe unde o fi ajuns, că ea l-a dăruit cu ani în urmă. Și este sunată chiar în acel moment sau la o zi, două, nu știu, oricum, foarte curând după ce ea s-a gândit de persoana aceea și chiar i s-a adus obiectul înapoi. Și obiecte care descriu un circuit și de multe ori chiar fără ca persoana care l-a dăruit sau l-a pierdut, să spunem, să-și dorească, el ajunge după poate ani de zile la același. Am spus un pic mai devreme, obiectele vechi, m-am referit în mod deosebit la bijuterii, poartă un marcaj. Dacă acel obiect a fost încărcat cu anumită, depinde la ce a fost folosit. Decorative. Nu, depinde gradul și de legătura emoțională. Investiția mult, într-adevăr, emoțională. Avea o legătură sfletească. Dacă i-a plăcut, dacă, de exemplu, cărțile de tarot, ca să poți să ajungi să le folosești în mod eficient, întâi te obișnuiești cu ele, te joci cu ele zile deci și runele. Exact. Se ia căldura corpului tău, le amestești, fără să le utilizezi, pur și simplu, luni de zile, până le simți, până începi să se acolo. Intră în rezonanță cu tine și tu cu de ele. De fapt, orice obiect. Orice tehnică de divinație necesită o astfel de adaptare, de armonizare. Și am mai observat, iarăși, pentru că Dan mi-a adus aminte de acest lucru, obiectele primite cadou, de fiecare dată când te concentrezi sau chiar mă uit, asta mi s-a întâmplat și mie la un anumit obiect primit cadou de la o prietenă, chiar zilele trecute mi s-a întâmplat, o prietenă de-a mea, mă uitam, primise în cadou de la ea ceva și chiar am pus mâna și m-am uitat cu drag la obiectul respectiv și la 5 minute m-a sunat și în condiții în care nu mă suna foarte des. Deci iarăși probabil aici este vorba despre energie. Mentalul este cel care joacă un rol extrem de important. Să vedem dacă mai avem exemple din aceste scriptori. Da, nu știu dacă sunt la limita coincidențelor sau am să mai dau și eu un exemplu până găsim. Nu, este aici, da? Nu, este? Sunt foarte bine, foarte bine. Nu aici voi a fost arăta ceva cu totul și cu totul deosebit. Exact, și voi explica pe scurt. Aici există, este fotografia, să spunem, originală. Nu știu unde s-o, așa. Dar ce reprezintă? Imediat. Și aici avem lucrurile mai interesante. Și o să explic imediat despre ce este vorba. Această scrisoare avem de la o doamnă din Constanța, în data de 5-6-2005, chiar pe ea. N-am înțeles mare lucru ce reprezintă, dar am sunat-o și mi-a explicat. Mi-a spus că a văzut aceste lucruri. Ea a văzut așa atunci în România, în momentul respectiv, că vor fi niște lucruri foarte grave. Se vor petrece în România. Acestea sunt două imagini. Nu știa ce să se exprime, dar la 2 luni de zile, în 2005, au fost acele inundații catastrofale. Și care ar fi? Ceea ce este foarte interesant, imediat, aici mi-a explicat că sunt animalele sălbatice care au murit în inundații. Da, sunt niște animale, adevărat. Și aici, jos, sub această bară, sunt oamenii care au murit. Să văd aici niște, ca niște trifoi. Adunând aceste floricele, să le numesc, floricele impropriu sus, pentru că nu au toate petalele. E un lucru foarte interesant. Sunt exact numărul de oameni care au murit în inundații. Dar ea a dat explicațiile înainte. A dat pe data de 5-6-2005. Inundațiile au început la sfârșitul lui iulie-august. Deci ea a văzut aceste lucruri, aici este doamna, dar nu aș dori să o arăt.
aceasta e din originalul din caiet, a dat aceste lucruri pe care au spus că le-a văzut. Nu le înțelege, dar vede ca niște mesaje. Ca niște mesaje. E, aici exact ce discutam, că poate să fie o proiecție a minții. Și mintea, cum am spus și Albinaul, mintea noastră, noi suntem în emisiune, dar mintea noastră este aici, dar merge și fuge și reglementează niște lucruri. Acasă, mă rog, ce avem de făcut, planul și așa mai departe. Deci putea fi o călătorie într-un viitor da, apropiat. Da, dar nu este o călătorie a Dumnezeu, nu în stare de vis, nu în stare de transă. Pur și simplu, a văzut, s-a așezat la masă și a început să deseneze ce îi se transmitea. O referie. Da, da, deci este nu posibil. E coincidență. Nu știu, da. Nicăieri nu a fost coincidența până acum. Voi mai arăta un lucru extrem de interesant și lucruri care au marcat persoana respectivă în bine. Scrisoarea aceasta este caldă, este venită pe data de 17 întâia, este caldă și domnia sa ne-a dat să o arăt această fotografie, că este mult mai... Ce reprezintă? Reprezintă pur și simplu un cartof tăiat. În momentul în care femeia vrea să facă cartof prăjit, am toată scrisoarea aici, soțul domniei sale, extrem de bolnav, nu mai avea nicio șansă, medicii l-au trimis acasă, că nu mai au nicio șansă. După ce a găsit acestea, la o săptămână, suntem, nu spun din ce dată suntem, la o săptămână, soțul domniei sale s-a dat jos din pat și și-a revenit aproape complet. O explicație. Și ce reprezintă? Sunt cruci, cruce în cartof. Poate să fie o simplă întâmplare, iarăși, poate să fie o simplă coincidență. Altă scrisoare, tot așa interesantă, viața persoanei respective s-a schimbat în bine, în sensul că și-a găsit servici, fiica domniei sale a reușit să se mărite, deși e o chestie ciudată să spui că a reușit să se mărite. Și nu știi dacă e în bine. Este bine, că în general eu țin legătura cu aceste persoane, după ce femeia a făcut un, nu știu ce să spun, o plăcintă, cred că este, trebuie să mă uit, pe aici este tava și acesta este plăcinta. Ea a tradus-o ca un mesaj venit de undeva. Ea a spus că este Fecioara Maria cu pruncul. Bine, cu imaginație putem merge, dar după acest eveniment, poate acest eveniment, ca și la doamna dinainte, să fie fost un element declanșator. Și a schimbat total viața. În bine, deci nu în rău. Fără și sunt mesaje foarte clare. Acum interpretarea puteți să o faceți și dumneavoastră. Așa cum mintea noastră poate să se proiecteze asupra evenimentelor și evenimentele pot avea impact asupra minții. Am înțeles, adică un eveniment și determină o schimbare. Așa cum în cazul domnului respectiv. O schimbare de atitudine, de comportament. Bolile noastre pot fi dominate de mintea noastră, nu știm cum să o facem. Dar momentele în care ajungem, din când în când, poate la ani sau zeci de ani distanță, în același loc. Și tot așa, în anumite momente, ori bune, ori proaste, ne urmărind acest lucru, poate să luăm o zonă montană. Și știu cazuri, persoane, cunoștințe care mi-au povestit, când am ajuns în același loc, la an distanță, având în vedere că starea sau situația în care se afla persoana era cam similară în momentul în care a ajuns în același loc, pur și simplu întâmplător, aparent. Ce credeți că, iarăși? Creierul uman este un calculator. El înregistrează absolut toate imaginile. Sunt foarte multe persoane care spun, păi uite, ne-am mai întâlnit noi acum, eu te știu de undeva, dar nu știu de unde. Lăsăm la o parte. Creierul magazinează tot. Ochiul e exact precum camera de filmat. Noi putem fi acum, în 2012, aici, în emisiune, dar în același timp putem fi în 2014, în altă parte. Exact ce spune și... Da. Sau suntem. Sau suntem. Da. Proiecția gândului. Deci mintea noastră... Același lucru se întâmplă și cu oameni. Sunt oameni cu care te vezi mai des pe anumite perioade a vieții. Câteodată ai explicația, câteodată nu. Dar ceea ce eu am trăit sau trăiesc este că fie ei au nevoie de mine sau implicit și eu de ei în perioada respectivă a vieții. Să ne ajutăm reciproc. Acum nu se înțelege că ajutor înseamnă, nu știu, sau să-l împrumut sau să faci ceva pentru el. Sau... Nu, pur și simplu faptul că ești aproape de el, că te auzi și implicit te susții, e un ajutor de care avem nevoie unul celălalt. După care se răresc, după care relația se rărește,
să spun că ne întâlnim mai rar, tot rămânem prieteni, după care din nou devine mai, câteodată se intensifică aceste întâlniri. Dar vi s-a întâmplat așa ceva? Da. Să regăsiți o persoană în anumite momente cheie ale vieții dumneavoastră sau să vă aflați într-un anume loc și să vi se pară că are o semnificație aparte? Nu știu dacă sunt momente cheie. Fiecare clipă din viața mea este o clipă cheie. Acum vorbim despre lucruri puțin mai speciale. Dar cu siguranță sunt persoane care au avut anumite, hai să zic, contexte repetitive. Sau sunt persoane față de care tu nu contexte ți-ai repetitive, terminat, așa este. Nu ți-ai terminat între ghilimele misiunea. Mi se întâmplă destul de des să revăd persoane după 10 ani, 15 ani, persoane cu care poate am fost prieteni, poate am fost în același anturaj. Nu mi-am terminat, ori am avut eu o datorie față de ei, și nu mă refer la datorie financiară, ori ne întâlnim ca să încheiem. Da. Cum spun eu, ciclul de evoluție. Și încă o dată, nu mă refer la spirite, mă refer la persoane în carne și oase. Este o idee. Acest lucru pare interesant pentru persoanele care au preocupări obișnuite. Psihologia au o problemă cu tehnicile de cabinet, mai ales cei care se ocupă de terapii. Într-o primă fază, cauți să empatizezi foarte puternic cu persoana din fața ta, astfel încât să o poți determina să evolueze pe o direcție pe care o propui tu. După care, la sfârșitul terapiei, cauți să faci așa zisa dezinvestire. Adică să o detașezi din relația cu tine și să o lași să trăiască independent. Acum, sigur că da, ei nu te mai sună niciodată, decât dacă cine știe vor să-ți recomande pe cineva sau... Dar în principiu nu te sună, nu te felicită de sărbători, nu, pentru că nu vor să revină nici mental, deci, la momentul de slăbiciune prin care a trecut. Și atunci preferă să nu te sune, ca să nu-și amintească. Asta înseamnă că ai făcut bine dezinvestirea. În cazul oamenilor obișnuiți, lucrurile astea nu se întâmplă și se întâmplă ceea ce spunea. Poate că trebuie să te întâlnești ca să închei un ciclu, exact, o relație. Poate după aceea nu te mai vezi niciodată. Sau poate după aceea stabilești să reiei o relație. Asta pentru că oamenii trăiesc într-un mod normal, firesc, nu au o tehnică, nu au o metodă. Da. Trăiesc cum simt și lucrurile astea sunt firești. Dau un exemplu personal. Dintre toți colegii de facultate, nu m-am întâlnit aproape niciodată cu niciunul și eram destul de mulți, erau vreo 40. În schimb, cu o singură colegă m-am întâlnit în mod repetat, în diverse situații, deci iarăși, coincidență sau nu, că cu anumiți oameni te întâlnești, dar de ce dintre toți 40 nu m-am întâlnit decât cu această persoană și în situații în care destinul ne-a pus iarăși într-o colaborare care s-a și dovedit foarte norocoasă și de bun augur. Deci poate fi o coincidență, dar nu neapărat, adică nu e ca și când, pentru că cu restul, de ce nu? Și iarăși vreau să aduc în discuție multe persoane. Spun, domne, nu vreau, sub nicio formă, nu vreau să cumpăr casa asta sau mașina asta sau nu vreau să mă întâlnesc cu persoana asta. Și după un circuit oarecare ajung exact în situația aceea, exact în casa respectivă sau exact să se întâlnească și chiar spun, domne, exact omul ăsta nu vreau să mă întâlnesc sau tocmai în locul ăsta nu vreau să ajung și uite ce coincidență, am ajuns aici. Nu e coincidență, vă știm foarte bine, plus minus. Unde este bine, este și rău. Dar nu e numai depinde asta. De unde privești. Da, normal. Deci dacă vă învățiți, de exemplu, merg în fiecare seară în același club. E firesc să mă întâlnesc de nenumărate ori cam cu aceeași... Asta este altceva. Așa. Dacă eu îmi focalizez atenția asupra unui anumit lucru, să-mi iau mașină. Și spun, nu iau de la ăla, că ăla vinde mașini proaste. Asta vreau să spun. Dar ne învârtim într-un cerc, până la urmă. Am redus numărul de posibilități de la populația României la unul relativ mic. Și atunci e firesc să se nască astfel de situații. Noi ne-am obișnuit doar să selectăm evenimentele care ni se par mai speciale. Și încercăm să le și traducem și să le transformăm într-o cazuistică. Nu, se întâmplă și coincidențe, ca să revin la denumirea de bază. Cercul de care spunea dânsul, cer de afinitate, de vibrație, de energetică, de... Sunt multe, multe. Contează multe pe ce linie de transport. Sunt coincidențe care sunt menite
Uite, acum îmi trece prin cap, trebuia să iau o decizie foarte importantă pentru mine și pentru că eram preocupat de această decizie, cum să iau, ce să iau, a urmat un șir de coincidențe, nume de străzi, oameni care îmi confirmau că decizia care vreau să iau este bună. Da? Deci sunt evenimente care, de fapt, ele, dacă le iei separat, sunt nesemnificative, dar în contextul decizional al meu... Dar asta pentru că s-a setat a selectat din mulțimea de posibilități, adică aspectele care coincidă. Și mi-a dus atenția spre zona respectivă. Imediat eu înțeleg că este o zonă atât de greu de explicat, ca și cu deja viurile. Ne întâlnim aici exact pentru zonele greu de explicat, adică suntem... Și nu însă cu și nu întâmplător, suntem noi trei astăzi aici. Exact, dar... Sunt un lucru foarte interesant. Și lucruri care în mod cert ne scapă. Trebuie să spun că după acest eveniment, tot așa, element declanșator, sigur, a fost element declanșator, voi arăta imediat imaginile, omul tot a început să scrie. Și a schimbat absolut total, este o bucată de lemn, așa arăta, și tăind-o, feliuțe, a dat aceste semne. Rezultate acestea. Da. Este începutul această bucățică și această rondea este ultima. Poate nu semnifică nimic pentru noi, sau poate nu semnifică nimic pentru el. Dar pentru el aceste simboluri, el a interpretat ca un mesaj venind de la o doamnă. Pare, din invers și o cruce aici, puțin stilizată, și a schimbat viața. Deci a fost un element, poate coincidență, poate întâmplare, poate eveniment. Și a schimbat total modul de a trăi. Și cum a ajuns în posesia... A vrut să facă lemn. Pur și simplu, tăia lemn. Pur și tăia lemn la sobă. Da. Ca și cu... Vom reveni din cartoful, nou la discuția aceea cu viețile trecute. Și iar începem să legăm lucrurile ca și coincidențe de trăiri. Și spuneam, oameni care au avut senzația că au trăit într-un anumit loc, sunt foarte legați de loc, fără să-l fi văzut sau chiar dacă l-au văzut. Și, deci putem găsi coincidențe, explicațiile nu le putem găsi. Sau persoane, un grup de persoane. Se întâlnește o persoană cu altă persoană și ca din întâmplare, deci de asta spun, cred că trebuie să renunțăm să le mai spunem coincidență, că e clar că nu sunt. Orice asta numele e clar, am dat, tot acolo apare o altă persoană, se demonstrează că de fapt au toți un și iarăși relatări din partea telespectatorilor sau cunoștințelor. Se demonstrează că au toți ceva în comun, că demarează o afacere sau demarează ceva. Deci nu întâmplător s-au întâlnit în acea zi, în acel loc, oameni poate care nu s-au văzut tot așa de ani de zile și ei încep un proiect nou, din acel moment în care universul i-a adus împreună, nu s-au căutat sau nu au... Sunt oameni care intră în casă și spun, în casa asta am locuit. Aici e deja informația vine de undeva. Într-un magazin de bijuterii vechi, până se duce direct, vreau ce au aparținut bunicii. Deci sunt niște lucruri. Exemplu, și poate nu coincidență. Și se mire că i-a îngropat cu ei și totuși... Exact. Deci concluzia este că nu le putem numi coincidență, că ele au explicație logică, chiar dacă aparent nu știu pot părea logică, nu toate au explicație logică. Noi numim sau poate logic, ne scapă explicația noi, logică. Noi numim logic ceea ce este un demers... Pe care ni-l putem explica. Rațional. De multe ori foarte materialist la origine ca și concept. Dar eu zic că totul are o logică și că universul este logic. Deci, dar este, nu logica dar noastră. Logica universului noastră depășește capacitatea exact de a înțelege. Noi suntem produsul lui, nu putem să-l cuprindem. Deci chiar el dacă ne pe noi ne pe depășește noi. De ce întâlnim anumite persoane din când în când și la momente foarte bine determinate sau de ce ajungem în anumite locuri repetitiv și așa mai departe, deci chiar dacă nouă ne scapă aceste lucruri, ele pot fi direcționate de undeva de sus cu foarte clară determinare. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile pe care mi le-ați dat. Vă așteptăm cu drag și la alte emisiuni. Iar pe dumneavoastră vă așteptăm și sâmbăta următoare. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. O săptămână minunată. La revedere!